Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi o să dăm în loc la șoricelul Mou, pentru că în două zile o să înceapă Angels vs. Demon și vreau până atunci să dau în loc la tot ce vreau să dau în loc. Haideți să începem, like cu forță pe un alt episod de Brawl Stars. Ia să vedem unde suntem, cam tot am deschis câteva din astea. Mai trebuie foarte puține tokenuri. Asta nu știu de ce nu pot să iau două. Bun, să mergem mai departe. Să vedem dacă mi-ajung, că n-am calculat. De obicei eu calculez și văd dinainte. Cum ajunge? Fiți atenți, mai trebuie 60. Deci dați like în 3, 2, 1. Îi dăm în loc. Șoricelul Mou! Ia uite-l, cel mai mic brawler. 2.7 în 2.7 mythic brawler. Mou is a blind rat found living in the Star Park, sewers by Groom, who then quickly adopted him, now part of Star Park maintenance team. Mou uses his special digging machine driller to traverse the sewers tunnels and also cause a bit of destruction to the park, much to Ash's dismay. So, Mou este un șoarece care nu vede, e orb, care a găsit că trăia în Star Park de către Groom, care l-a adoptat. Și acum face parte din maintenance team, din administrația din Star Park, nu știu cum să zic. Șoricelul Mou folosește mașina lui specială de săpat, care o cheamă Driller, ca să se miște prin canale, să facă tunele și creează destul de multe distrugeri în acel parc. Lui Ash nu-i place. Ok. Și mai cred că... A, nu mai aveam. Am luat pe toate. Hai să desfac și asta, să treacă de la mine. Bun. Super. Bun. Brawler nou. Dacă vine să credeți, avem brawler nou. În două zile o deschis și pasta. Juju. Bun. Cred că e fata, nu? Bun. Mou, maxa din prima, tăticule. Eu nu glumesc, mă, când e vorba de maxa brawler, mă. Îl maxăm. Și chiar l-am primit gratis. Bun. Dodgy digging. Mou digs up some barrow goods, increasing his supercharge rate by 3% for 5 seconds. Charge 3 per match. Deci, Mou sapă niște lucruri împrumutate în care îi crește supercharge-ul. Puțin asta mai repede, 3 secunde. Nu știu ce asta. Mou dashes a short distance in his driller, destroying walls and knocking back brawlers in the process. Asta cred că e bună. Mou se teleportează cumva, se împinge în față cu driller-ul lui, cu mașina asta driller, distrugând ziduri și, ok, asta iau, și împingând și brawler. Bun, asta, star power. Skipping stones. Mou's basic attacks bounce one more time. The range of the attacks remains the same. Ok, se pare că atacurile normale al lui Mou sar încă o dată. Bun. Mou's drill has increased travel speed. Mașina lui Mou merge mai repede. Bun, asta e asta. Așa, Moulica și cred că atâtea au. Select și hai să jucăm cu nou brawler. Mamă, ce? Bun, hai să jucăm și noi un volleyball cum mai avem. Ok, acum oficial am toți brawlerii, dacă vreți să credeți. Îmi lipsea înainte 2, de-aia am luat și treaba merge bine. Așa, contra cui jucăm? Îi spargem. Cum joacă ăsta? Ok, azi. Ok, brawler de viteză. Ok. Duceți-vă în față. Duceți-vă. Bă, dar ce încet vine asta capul ăsta, pe cuvântul meu. Bă, că o să-mi lăsesc ultimul, dau ca nebunul. Bă, ce faceți? Echipa adversă. Ce face echipa adversă? Ce face echipa adversă? Ok, o să câștigăm. Ok, o să mă duc să-i bat pe echipa adversă. Cred că trebuie să văd ce face asta în training. Atât de varză a fost ăștia încât nici măcar nu am apucat să folosesc abilitățile. Ok, deci el dă de la distanță. Cum dă? Aha, dă cu pietre. Ok, asta e ultima ta. Bun, dau așa. Bun, ia să văd. Bun, și ultima ta.
Aha, merge la cel mai apropiat brawler. Bun. Ultimata e cam ciudată. Aha. 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 Deci, practic, gadgetul ăsta am pus și folosit și toată ultimata. Ia să mă la ghiță ăsta. Bun, 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 am înțeles. Nu-s prea încântat de brawler ăsta, trebuie să recunosc. Nu-i favoritul meu. Mi se pare cel mai șmecher brawler. Nu știu, poate nu-i pe stilul meu. Dar vedem. Până acum nu mă surprind. Nu pot zic că e nașpet, dar este. Hai cum zic să mă bag cu ăștia să-ți vei acolo. Nu știu, nu, poate, poate el e fain. Păi tu știu. Ce damage au și joc începător din ăștia. Bun, hai că stau să-mi vine asta. Dynamite. Ce faci, Dynamite? Suntem prieteni? Nu suntem prieteni! Nu suntem prieteni, Dynamite! Niciodată n-am fost. Am dispărut ultima ta. Bă, nu știu, mă descurc un solo showdown cu ăsta. Mi se pare că are damage slab. O să luăm bătaie. O să luăm bătaie la solo showdown. El primo! Mă duc după Dynamite. Dynamite! Are damage destul de bun. Când ești în tank mod. N-am văzut în tank mod câtă viață aveam. Sigur mai multă. Ia stai puțin că până îmi fac ultimata durează o săptămână. Dynamite. Hai de mine. Bă, pot zic că bro-ul ăsta e cam ciudat. E un suport brawler. E și mic. Nu știu la ce se folosește, dar... Hai să joc un... Hai să joc un... Hai să vedem. Să vedem. E posibil să-și pierdem. Să vedem ce damage are șoarecil ăsta. Cu ultimata lui. Care ține câteva secunde. La safe. Ia să vedem. Mă duc pe partea... După partea asta. Și oricum trebuie să fac ultimata. Fără ultimata am un damage. Cu pasă de dinți. Ok. Trebuie să bat asta. Ok. Deci fără ultimata am damage. 1000. 2000. De cred că depinde și cum dai cu pietele astea. Nu știu. Bun. Hai să folosim ultimata să vedem. O să vedem cât de damage am cu ultimata. Damage foarte bun. Damage foarte bun cu ultimata. Aș putea zice oricum câștigăm asta la safe. Bun, bun, bun. Cred că e un brawler bun, dar na. E destul de versatil și destul de... Na, ce să zic. E bine să avem. Poate unii devin foarte buni cu șoricelul ăsta, mău. Eu, sincer să fiu... Nu știu, câți bani am primit. Jucăm un gem grab. E un brawler versatil. Acum le e și greu și lor să mai scoată brawler noi cu abilități noi. Că s-au scos 70 ceva de brawler, ce mai faci? Brawler nou? Mi-e place să mă duc aici. Ok, totuși are viață multă. Edgar, ai în viață mai multă decât tine în șoare, ce te faci, mă, Edgar? Pe Shelly. Durează puțin până să faci ultimata, dacă nu ți-o faci, bați. Uite și tu. Oh, nu. Edgar, hai puțin aici. Să zic ceva, între noi, ca băieții. Ia uite și tu. Dar are, are damage foarte mare. Mi se pare că are damage foarte mare acest brawler în... Oh, nu, mă bate, mă bate. Dacă dă ultimata... Ai și Elic, ești tare. Tare pierzător. Mi se pare că are damage mare când își folosește ultimata. Ia să văd acum ce damage are. Mă duc la Shelly. Da, damage foarte bun. Bun! Am câștigat, avem și noi aici un Shelly. Am câștigat meciul ăsta, e ca și câștigat. Cum fac ăștia o prostie? Nu cred că fac. Orice e posibil. Bun. Super. Următorul meci. Cred că cel mai bine îmi dau seama la un brawler cât de bun este în solo showdown.
Ok, foarte bine. Foarte bine. Și noi solo showdown jucăm așa cum trebuie. Umbral Ball, Ninar Rost. Hai să jucăm un duo showdown la început. După aceea jucăm solo showdown. Câștigăm. Și după aceea vreau să vedem și Lose Animation-ul. Care este? Cine nu știe să-l vadă. Așa. Și Oricica. Nu știu planșa asta. Așa pleacă de lângă mine. A, aici am și uitat că trebuie să-i cutie. Nu ce de avangea pe cutie? Destul de bun, zic eu. Bun, hai. Uite, știu. Cum stau așa, nu o să primească. Uite, știu, vine și Dynamite, Dynamite. A, îmi lămură pe-al meu. Perfect, nici nu mai ascult pe-al meu, mă duc singur. Oricum, s-a vorbit să fac ultimata, așa că nu fac nici. Oricum, dacă cresc... Uite, știu, bine. Mersi, Tic, că mă ajuți. Să dau și un atic. Aha. Aha. Aha, ooo, oh, dar ce s-a întâmplat? Că n-am vrut să-ți fac rău. A, știu planșa asta, dar acum au făcut tot stilul ăsta de Halloween. Știu planșa asta. E faină, bun. Oh, Tiki cu tine, în echipă. Eu știu, cât damage am. Gata, ești. Bun. Ok, poate să aibă damage foarte mare. 43.000. Bun, hai să jucăm singur să vedem Lose in Animation. Mai pot să fac o planșă așa separat din asta. Gem grab și knockout. Hai să joc cu knockout, să treacă de la mine. Să vedem, să vedem cum este un knockout. Ah, e un brawl interesant. Acum nu știu ce, aș vrea să văd un brawl care zboară cumva, care poate să zboare vultur, așa ceva, nu știu, un liliac, care poate să zboare. Mult timp. Oh, ce planșă grea. Ah, și knockout. Aha, veniți, veniți, o să veniți în mijloc. Uite, știu. Oh, nu. Ai, ce planșă grea. Ne bat prima planșă. Se și pricep. Mamă. Mă, Nico, ce nebunie. Uite, știu. Aha. O, dar ce ai, bă? Battle. Te rog, battle. Dacă îi bătai, ce mai frai rom? Bă, ești cel mai boss om. Bă, mă duc în mijloc, că fraierii vin în mijloc, să dau și-o damage. Hai, vino încoace, vino. Uite, știu. Te rog, ultimata! Da, nu prea a stopit după brawl-ul ăsta. O și-a fost o planșă grea pentru mine. Most damage, most takedowns. Dar dai seama că poți să-l bați. Da, flash-ul ăsta de knockout, te mai joc una de knockout. Flash-ul de knockout nu aș fi pus într-o perspectivă grea, pentru că, de exemplu, el pare și stilul lui Piper. Într-un fel. Trebuie de la distanță, se încarcă foarte greu. Ah, nici asta nu-i ce trebuie, dar măcar mi-a merge. Hai să vedem ce putem să facem. Mergem pe aici și aruncăm cu gunoaie, cu pietre. Cred că cu pietre aruncăm. Bun, vine ceva pe aici. Bun, hai. Hai pe unul, gata. Doi, gata. Asta e ca și câștigata. Nu mai stai să te vindeci, ai pierdut. Se pare mie că-i damage destul de mare, că la Rec Brawl ăsta, mai ales la Brawl Squishy, totuși dai cu 2000. Am și ultimat acuș. Să văd, uite, știu. Aha, dar ce faci, Jesse? Dar ce se întâmplă, Jesse, cu tine? Că eu tot te întreb ce se întâmplă, dar nu spui. Ești ok? Oh, nu. A, s-a doar eu sunt cu ăsta? E bine. Dar ce se întâmplă, omule? Na, v-am zis că poți să câștig dacă e planșa mai bună. Ok. Nu e roșoare cele. E enervant când își pune ultimata, că... Cred că ne crește și viața, nu am observat. Bun, hai să jucăm acum solo showdown. Unul o câștigăm, rupem și altul o pierdem. Ca să vedem animația. Totuși mă bucur că am toți brawlerii. Vedem cum e celălalt brawler. Și atunci apare la Angels and Demons. Aici trebuie să fiu atent că sunt singur. Voiam să ne aici.
Asta nu am să mi asta folk. Mă duc de aici. Hai, Volti Flyer, asta e clar. Ah, bine. Și asta e Flyer. Dacă nu folosea ultima dată, mi-o luam în freză. Hai să iau pe asta, după aceea pe aia din mijloc. Bă, dar 1500, ați spus. Oh, mai sunt 3. Și sunt multe chesturi în mijloc. Le vreau mult. Oh, nu-l la nimeni. Ia, le reia, ia ceva. Că nu vine fraierul. Bă, dar ce damage mic am. Poți da la 200 deodată. Bun, aici stau. Dacă zai pe mine, poate mi-o luam. Gata, ești. Bun. Ok, începe să-mi placă și brawl-ul ăsta, a crescut pe mine. Să vedem animația de câștig. Wow, șoarecele sare așa cu scuturile care sapă. Bun. Și acum vreau să văd ce se întâmplă când pierde 6 win-uri. Ok. Bun, acum o să dau solo showdown și o să pierdem. Să vedem ce se întâmplă când pierzi. Care lose animation-ul. Trebuie să și pierzi, pierzi câteva trofee. Te duce streak-ul, dar nu contează. Trebuie și asta. Ok, cine vrea pe gratis, uite că vin aici. Uneori e greu, aici, așa, hai, vină. Dă-i call, dă-i call, răzbună-te call, răzbună-te. Așa, perfect. Ia impresia că eu am făcut, de-aia am lăsat eu. Bun. Când pierde și se întâmplă, ce face oricelul? Ai orb, nu vede nimic. Bun. Super tare. Mi-a plăcut de șoricelul ăsta mou. De-abia aștept să înceapă nou update. Probabil mâine. Dați aici like cu forță. Îmi spuneți dacă nu ești episod de Brawl Stars ce vreți să mai facem și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!